Vechiul Testament, întâi din Geneza, capitolul 39. Geneza 39. De la versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Cartea lui Rut, capitolul 3. Am mai citit de câteva ori din Rut, dar îi oferă un exemplu minunat pentru subiectul nostru. Rut, capitolul 3. De la versetul 9. El a zis, cine ești tu? Ea a răspuns, eu sunt Rut, slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fiică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Și ultimul loc din Daniel, capitolul 6. Daniel, capitolul 6. De la versetul 1. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Astăzi o să vedem că un alt mod prin care, în care poți să fii o mărturie bună pentru Domnul este prin ce ești, și anume integritatea ta morală. Se
Sunt niște lucruri de bază care trebuie să-l caracterizeze pe un creștin. Și mulți au probleme fundamentale cu astfel de lucruri. Creștinul nu minte. Îl spune adevărul. E serios. Și în comportamentul lui, datorită vieții lui Hristos care este în el, în comportamentul lui moral, în îndatoririle de fiecare zi, în relațiile cu alții, el este un om întreg. Un om fără reproș. Nu e nimeni fără păcat sau care nu face câte o greșeală. Dar este vorba de un caracter. Cum ești cunoscut? Și am citit astăzi despre acești tineri. Poate Daniel nu era chiar așa de tânăr în momentul respectiv, dar Ruth și Iosif cu siguranță au fost. Care au fost remarcați de alții, au adus o mărturie pentru Domnul în fața altora, din pricina caracterului, din pricina integrității lor morale, care oamenii n-au putut să găsească nici o greșeală, n-au putut să reproșeze nimic, și au putut să facă legătura între faptul că acest comportament corespunde cu a fi al Domnului. Dar ce au spus despre Daniel? Nu mai înlege Dumnezeului său. Au făcut legătură între faptul că Daniel e așa, pentru că Daniel are un Dumnezeu. Daniel e un om al rugăciunii. Daniel nu face compromisuri. Și o să începem cu Iosif în această dimineață. Și ce i-a dat stăpânului său multă liniște a fost faptul că a fost demn de încredere. Pe lângă, putem să remarcăm și alte trăsături, dar vreau să subliniez faptul că stăpânul lui nu avea altă grijă, nu-și făcea probleme. Poate să plece de acasă, poate să facă orice, nu trebuie să pună camere de luat vederi pe ascuns în camere, să-l mai urmărească pe Iosif. Iosif este demn de încredere. Și deși l-a cumpărat Potifar ca un rob, foarte repede a văzut că Iosif are mai mare valoare. Și foarte repede a putut să vadă. Și vedeți ce puternică este o mărturie care poate să închidă gurile celor necredincioși. Ușor era pentru Potifar să spună, da, dacă băiatul ăsta e creștin, de ce a ajuns să fie nenorocit și vai, cum l-au trădat frații lui așa, așa e familia creștină. Dar puterea trăirii lui Iosif l-a făcut să vadă, poate chiar prin ce a trecut și a ajuns unde a ajuns, și acest tânăr e senin, e serios, e demn de încredere și vede că asta nu e decât Domnul. Acest tânăr e deosebit, Dumnezeu este cu el. Un egiptean, un om din lume, care nu avea un Dumnezeu sau poate avea mai mulți Dumnezei. Și vedeți ce mărturie puternică? Faptul că el a fost atât de demn de încredere, a putut să apoi să-l pună mai mare peste toată casa lui și era un om cu vază, un om cu slujitor, un om cu o poziție înaltă în societate, un om care era în slujba lui Faraon, un mare dregător. Și acest om are încredere în Iosif. Se poate baza pe el când orice situație îl pune și nu numai atât, vede că dacă el stă de parte lui Iosif, Domnul îl binecuvintează din pricina lui Iosif. Pentru că așa trebuie să fie un creștin. Cine se pune bine cu un credincios va gusta din binecuvântarea Domnului din această pricină. Bine, cu un credincios serios, unul demn de încredere ca Iosif, când sunt oameni plăcuți lui Dumnezeu, ferice de cei care se pun bine cu ei. Și chiar un necredincios poate să vadă că a sta alături, să avea un respect, să se comporta în un anumit fel,
con un tânăr credincios, cu o tânără credincioasă, o să aibă parte de binecuvântare. Unde e Iosif, treburile merg bine. Nu știu cum i-au mers treburile lui Potifar înainte de aceasta, dar unde e Iosif, treburile merg bine. Potifar nu vine acasă și găsește treburi nefăcute. Când i-a lăsat ce are de făcut, nu numai că a găsit făcut în tocmai, găsit făcut cum trebuie. Era demn de încredere. Și gândiți-vă, l-a pus mai mare peste casa lui. După cum știm, prin incidentul care urmează cu soții lui Potifar, Potifar era plecat peste acasă. Și putea să lase totul în mână lui Iosif, știind nu numai că toate treburile vor fi făcute cum trebuie, cum îi place, dar știe că Iosif nu o să umble cu minciuni, nu o să intre în camere și să scotocească seatare unde nu-i treabă lui, nu se profite de ocazii când alții nu sunt în jur și mai curios și se vadă sau să mai ia ceva că stăpânul nu o să observe. Știe când vorbește cu Iosif, Iosif spune adevărul. Numai că a venit momentul pentru Potifar, așa cum se întâmplă deseori, în apă sânge nu se face și mai degrabă crede pe soție lui decât pe Iosif, care nu l-a mințit niciodată. Și într-o zi mai târziu a trebuit să vadă care era realitatea lui Iosif. Dragi tineri, dacă vrei să ai o mărturie de valoare pentru Domnul, să fii cunoscut ca o persoană demnă de încredere. Al cărui cuvânt are greutate. Începând cu lucruri simple, acasă, părinții, mă duc la cumpărător, când vin, vreau astea făcute. Când vine acasă, mă, de ce n-ai făcut? N-am găsit cârpă. Am dat de nu știu ce pere, a renunțat așa de ușor. Și să poată să plece părinții, să lase în grijă ta o treabă și să stai liniștit și să nu vină cu groază acasă, să vadă că, dacă ai făcut sau cum ai făcut. Să fie sigur că întotdeauna vei fi unde trebuie, să fii făcând ce trebuie. Pentru că o mare problemă în privința multor tineri este că părinții lor, și nu numai părinții, alții care au grijă spirituală, se tem, n-au încredere în ei. Se tem când sunt la școală sau la altul că nu sunt demn de încredere. Vin și spun cum a fost școală, bine, și nu știu ce lucruri au făcut. Că încrederea se câștigă printr-un caracter. Nu poți doar să spui. În general, ești mirosit foarte ușor. Dar trebuie să fie acea persoană demnă de încredere. Colegii de la școală, profesorii, când ți se încredințează ceva, să nu spui nimănui, să nu spui. Să fii demn de încredere. Când părinții spun, du-te în cameră și fă-ți lecțiile. Și vii după 10 minute, am făcut. Ce ai făcut? Am făcut temă la română, la mate. Asta n-am făcut. Nimeni nu să aibă bază pe tine și nimeni nu să pună mare preț pe creștinismul tău, dar zice că ești creștin și nu ești demn de încredere. Spune în proverbe că un om care trimite pe un sol necredincios e ca un om care își taie picioarele. Nu poate să aibă bază în el. Nu poate să știe că va fi
De fiecare dată nu știe cum iese. Cum e cu tine, drag tânăr? Cum e cu tine, dragă tânără? Și v-am putut niște exemple numai în familie, că aici începe. Dar ce zic ceilalți din jurul tău despre tine? Au încredere în tine? Când trebuie să te întâlnești cu cineva la ora 1, eu știu că poți să vine liniștit și la ora jumate, când totdeauna întârzi. Poți să aibă alții bază pe tine? Da, voi fi mâine, acolo, te ajut. Băi, îmi pare rău că n-am putut să vin, că trebuie să mă duc să cumpăr pâine. Iosif a fost un om demn de încredere. Și vedem din ce în ce mai mult cum stăpânul îi pune acolo încât spune că nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Știa că totul este pe mâini bune. Știi că ce face Iosif e făcut cum trebuie, întotdeauna e ce trebuie, nu are lipsuri, nu e neglijent, nu e superficial, nu face treabă de mântuială, ce zice aia este, da e da și nu e nu. Și egipteanul spune, nu știu dacă a spus verbal lui Iosif, necredincioșii uneori mai greu ne vine înainte cu astfel de cuvinte, Domnul e cu tine. Oricum Potifar, observând acest tânăr, la această concluzie a ajuns. Domnul este cu Iosif, pe orice pune mână, e binecuvântat. Și vede legătură pentru că el e al Domnului, e demn de încredere și cred că de aceea Domnul îl binecuvintează. Și Domnul duce pe Iosif tot mai sus. Ce cercetare! Pentru că, din nou, contează cel mai mult. Și aceste mărturii, iarăși, despre care citim, pentru asta e o mărturie. Ce văd alții? Ei sunt martori la viața ta. Mărturia ta este ceea ce lași ca alții să vadă. Și dincolo de orice impresie superficială pe care ai vrea să o dai, ceea ce spun alții, ceea ce spun cei necredincioși despre tine, ceea ce spun cei din jurul tău, aia este. Să nu te înșel. Unii tineri se supără și bombe, bă, ce are de tot spune este așa? Nu înțeleg de ce toată lumea spune că sunt neserios. Nu înțeleg de ce toată lumea tot crede că sunt mândru și îngânfat. Știi de ce? Pentru că ești. Numai tu nu crezi că ești. Nu te scărpina la cal, spune, nu înțeleg, am mai auzit asta, dar nu, chiar nu înțeleg de ce alții au această impresie despre mine. Chiar nu înțeleg. Dar să înțelegi bine pentru că au această impresie, pentru că aia ești. Și la fel vor recunoaște alții. Poate nu le place de personalitatea ta, de felul tău, dar o persoană demnă de încredere. Persoană pe care te poți baza. Sprijin, ajutor, seriozitate. Asta a fost Iosif. Și ce puternică mărturie pentru Potifar. Și cât de greu a cântărit înaintea lui Dumnezeu că a fost tratat cum a fost tratat la urmă. Și Domnul dă răspunsul lui Potifar că l-a dat afară în casă și an mai târziu îl ridică pe Iosif și acum pregătorul slujește pe Iosif. Iosif spune cum merg lucrurile, el spune dregătorului ce are de făcut. Pentru că Dumnezeu ia apărarea unor astfel de oameni, îi binecuvintează și cei care se pun bine cu ei sunt binecuvântați din pricina lor. Domnul să te facă o binecuvântare pentru cei în mijlocul cărora trăiești și cu care te întâlnești zi de zi la școală, la facultate, la locul de muncă. Alții să fie binecuvântați din pricina ta. Și nu fie persoane de care atunci când treci din mijlocul lor, răsuflă ușor. Și abia au așteptat să scape de tine, că era greu. Să fii demn de încredere. Apoi, în ce o privește pe Rut, lucrul pe care vreau să-l subliniez la ea este seriozitatea.
nu fii ușuratic. Când vorbim de seriozitate, nu vorbim despre o față lungă, și nu asta e a fi creștin. Da? E vorba de un caracter, nu o expresie a feței. Și ca să-ți dai seama ce impresie avea un necredincios despre ce înseamnă a fi un creștin, la un moment dat se spune că un om trebuia să aștepte pe un predicator la gară, nu cunoscuse niciodată, și se gândea cum o să-l recunoască. Și toți coboară din tren, se uite și la un moment dat vede stând pe o bancă un om care față plecată, față tristă, așa foarte gândurat, și se gândește în ochii ăsta. Și se apropie de omul, spune, dacă nu vă supărați, dumneavoastră sunteți predicatorul, deci o, nu, mă doare măseaua. El credea că a fi creștin înseamnă așa. Nu, e vorba de seriozitate, de caracter. Poți să fii glumesc, dar să nu-mi treci măsura. Poți să te bucuri de lucrurile care sunt normale, ca tână. Dar când e vorba de seriozitate, deci nu trebuie să faci niciun compromis. Iată domeniul în care Ruth a fost remarcată mai ales. Și e un domeniu în care tinerii de astăzi, din lume, toate barierele s-au dat la o parte și deja la vârstă de 12-13 ani sunt etichetați că fiind neserioși, ușuratici. Ruth avea această mărturie că nu umblă după tineri. Spune că toată cetatea, cred că a rămas mirată, dar ce mă bagă atâția pe mine în seama? Eu sunt o străină, eu muncesc cu smerită. Nu, au mărturie, numele tău devine cunoscut. Poate ai fi surprins cât știu de tine și ce impresie au de tine. Moment la care nu te-ai gândi. Nu ți se întâmplă să întâlnești cu cineva care nu ai avut treabă, zic, da, am auzit de tine. E important este ce ai auzit de tine. Dacă nu ești atent foarte repede, creezi o impresie despre tine, care de la bun început nu este o impresie bună. Și nu se aplică doar fetelor. Băieții, nu fii cunoscut. Uitați expresia ca un fustangiu. Care se vede că scopul este să umple după fete, să aibă o prietenă, să se împlinească orgoliul că găsește pe cineva care îi place de el, care se vede că tot dă târcoale pe lângă fete și tot încearcă să le caute în coarneș. Pentru că foarte repede, înainte să-ți dai tu seama că ești o astfel de persoană, când în sfârșit te trezești tu, să știi că toată lumea știe înaintea ta. Asta nu e o mărturie pentru un creștin. Vorbim de subiectul căsătoriei seară și e normal să dorești un partener, să dorești să-ți întemeiezi un cămin. Dar nu fi neserios. Nu da dovadă de ușurătate. Nu fi un flirt. Fii serios. Fii cinstit. Pentru că se va observa un tânăr curat care nu trăiește așa. Un tânăr serios, care știe ce înseamnă să nu-ți bată jocul de o fată, să nu se joace cu sentimentele ei. Ala e un tânăr serios. Și la fel cu tinere, dacă o astfel de trăsătură e urât la un băiat, trebuie să știe și mai urâtă la o fată. Să umblă după tine. Și de obicei se vede de la o poștă. Uneori trebuie să te uiți numai cum e îmbrăcat și îți dai seama ce urmărește.
Și impresie vrea să creeze și pentru ce și pentru cine face așa. Și gesturile, felul și la fel de târcoale pe lângă băieți, lasă de înțeles că n-are prieteni. Nu spune direct, dar face foarte clar. Și mai ales după cum știți, trăiți la școală, începând de la școală generală până la liceu și mai departe, de tine ca asta practică. Vezi, aproape toți cei din jurul tău au prieteni, au prietenă. Sunt serioși? Și când te duci la școală, după 2-3 săptămâni, au terminat și au găsit altul sau sunt în căutare. N-ai să fie o mărturie bună pentru Domnul dacă nu ești serios și mai ales în domeniul acesta de prietenii, de relații, băieți, fete. E frumos să fim împreună într-un grup, e bine să fie băieții și fetele împreună, dar în ce privește acest aspect de prietenie, e nevoie de seriozitate. Să te păstrezi, pentru că dacă din tinerețe capeți un nume, umbli după fete sau băieți, va fi un mare handicap mai târziu când vrei să te căsătorești cu o persoană serioasă, dar numele tău îți rămâne. Și persoane serioase nu se te ia în considerare. Dar știu. Cunosc pe asta, l-am cunoscut la liceu. Zice că e creștin, dar am văzut cum umblă. De câte ori nu l-am văzut cu o fată de mână în oraș. Fii serios. Și ce binecuvântată a fost Ruth. Nu lungesc cu Ruth, că am vorbit destul despre ea în seara trecută. Ce binecuvântată și ce mărturie puternică. Nu doar în fața viitorului ei soț. În fața întregului oraș. Toată cetatea știe. Ești o femeie cinstită. Și las ca fiecare să adauge ce crede sincer că spune. Toată cetatea, toată școală, toată adunarea știe că ești cum? Să da Domnul să fie, să se poată adăuga cuvântul serios. Apoi ne gândim la Daniel, timpul trece așa de repede. Și vedeți, noi vorbim despre acești oameni atât de spirituali, acești tineri de atât de deosebiți, înalți, dar vedeți, secretul lor nu a fost prin a face mari fapte de vitejie, a dobără la pământ 3.000 de dușmani, ci a avea un caracter puternic, spiritual, al cinstit pe Dumnezeu în lucrurile de fiecare zi. Și îl găsim pe Daniel la locul de muncă. Și ce găsim la Daniel este credincioșie. Când l-au cercetat, Daniel avea dușmani, pentru că lumea e invidioasă. Dacă ție îți merge bine și se vede că ești binecuvântat, o să ai dușmani. Dacă te încrezi în Domnul, El o să se ocupe. E multă răutate, dar dacă tu ești elevul care învață cel mai bine și se vede că merge și e pe placul profesorilor și ia note bune, nu să le convine altora, ci cât mai mult că știe că ești pocăit. Și așa a fost cu Daniel. Din toți aceia pe care împăratul i-a pus peste miniștrii, am putea spune, în țară, Daniel îi întrecea pe toți. Era ceva deosebit și spune despre el, avea un duh înalt. Era ceva în interiorul lui, în relația lui cu Dumnezeu, ceea ce învățase pe când era tânăr, că ne vom întoarce la Daniel și mâine dimineață, dacă va voi Domnul, a învățat de tânăr să nu facă compromis, să umble cu Dumnezeu și transmitea ceva, avea un duh înalt. Și împăratul recunoaște acest lucru, acest Daniel e diferit.
E altceva în el. Și nou, Daniel nu știe că împăratul are de gând să-l pună peste toată țara. El nu știe ce gânduri are împăratul, ce gândește despre el, că are o părere atât de bună despre el, că în mărturie e. Faptul că nu toată lumea o să vină să spună ce crede despre tine, nu înseamnă că fiecare nu are un gând. Ai o mărturie. Și cei mai mulți o să te observe, te vadă, știu cum ești, ce-au tras concluziile și te tratează ca atare. Și tu nu știi. Dar problema este nu atât de mult numele tău. Când e vorba de a fi creștin, e numele Domnului care e în joc. Că tu îl reprezinți pe El dacă ești al Lui. Și impresia care se creează nu este atât de mult impresia pe care o au alții despre tine, impresia pe care o au despre El. Eu spun, asta înseamnă Hristos trăind în cineva. Asta înseamnă a fi creștin. Asta înseamnă ce învață Biblia. Ce văd în această viață. Asta înseamnă ce face Hristos în viața unui om. Și tocmai de aceea, fără a încerca să se scoată în evidență, un tânăr creștin, o tânără creștină, trebuie să iasă în evidență foarte clar. Întotdeauna e mai presus și deosebit de ceilalți, cum era Estera, nu era nici o tânără ca ea. Toți au remarcat-o. Și am văzut ieri pentru ce a fost remarcată. Era izbitor pentru Potifar că unde Iosif e binecuvântare. Era strigător la cer, diferența între Daniel și ceilalți strigători. Nu spune că n-au fost serioși ceilalți, nu știm. Invidioși erau. Împăratul a văzut că Daniel e mai presus. Când a făcut interviu pentru servicii după facultate la Daniel și cei prietenii lui, spune, i-a găsit mai presus, nu? De 10 ori mai destoinici decât toți ceilalți. Dragi tineri, așa trebuie să fim. Nu doar puțin diferiți de alții, că singura diferență este că nu mergem la discotecă sau la cinematograf. E faptul că ești de 10 ori mai deosebit decât ei. Și nu pentru că tu ești deosebit, pentru că Hristos trăiește în tine, El e deosebit. Și vreau să subliniez mult acest lucru. Asta înseamnă a fi creștin. Și asta te detașează de ceilalți, te face net superior din toate punctele de vedere, în hărnicie, în smerenie, în credincioșie, în seriozitate, în încredere, pentru că Hristos trăiește în tine. Altfel ești un om ca ceilalți. Și când treci prin fire, nu poți să te ridici la un nivel deasupra. Mai păcălești și tu, minci și tu, trișești și tu, chiulești și tu. Nu-i nicio diferență. Hristos face această diferență. Și unde Hristos este lăsat să lucreze, să trăiască în cineva, nu toți nu o să spune pe față. Dar profesorul să se discute între ei, nu-i vor numele deosebit. Așa elev n-am avut niciodată în clasă. Pot să definez, că mă zic că e creștin, poate asta e, dar e ceva aparte. Nu e ca ceilalți. Și așa a fost Daniel. Și mai ales când cei invidioși au vrut să-l prindă, au vrut să-l dea la o parte. Și vă dați seama cu ce grijă și cu ce atenție au căutat ceva să-l părască, ceva care n-a făcut, a neglijat o treabă, a făcut-o de mântuială, a ascuns niște socotele la împărat să nu știe că oricum nu mă întreabă. Și au căutat prin toate. Și în treburile lui n-au găsit nimic. Pentru că spune că Daniel era credincios. Pentru că cei necredincioși se folosesc de acest lucru. Văd niște lucruri, nu spun și încep sau sunt supărați pe tine și atunci îți toarnă urechile, dar atunci când ai făcut și ai spus și ai cum e. Și încep să caute și să te urmărească, găsesc. Să nu-mi spui tu mie, eu am văzut când ai copiat la examen.
știu că rezumatul acest nu e al tău, e copiat de pe internet. Și tot fel de lucru, fii credincios. Și au ajuns la concluzie că dacă e să găsească un punct pe care îl poate folosi, nu va fi în treburile împărăției. Și cu câtă responsabilitate, și atâtea lucruri de care trebuia să aibă grijă, dar Daniel era credincios. Și ce făcea el era făcut cum trebuie. Și împăratul a văzut acest lucru. Și a spus, dacă vom găsi ceva la el, numai la legea Dumnezeului său. O, de a putea spune un necredincios despre noi acest lucru. Dacă e să-l atingem cu ceva, va trebui să lovim în creștinismul lui. Că da, e așa. Nu vom găsi altceva. Nu vom găsi greșeli de felul acesta. Nu vom găsi neseriozitate. Nu vom găsi lucruri făcute cum nu trebuie. Vedeți un om care întreburile de zi de zi, așa trăiește. Vă dați seama, nu numai mărturia lui în fața împăratului, care avea simpatie față de el, mărturie față de dușmani care trebuie să-l recunoască, deși îl urăsc, nu vom găsi nimic. Nu vom găsi niciun cuvânt de pără, nu vom găsi ceva cu care să-l acuzăm. Și cât doreau. Și asta în sine a fost o puternică mărturie. Împăratul se pune bine cu Daniel și beneficiază. Cei care se pun rău cu el ajung ei în groapă cu lei. O, dragi tineri, vă întreb în această dimineață și cel mai bine vă întrebați singur. Ce fel de creștinism ai? Să fie o cercetare. Pentru că asta este viața creștină normală. Așa arată cuvântul lui Dumnezeu un tânăr creștin. Fericit, reușit, binecuvântat, bine privit. Pentru că e demn de încredere ca Iosif, e serios ca Rut, e credincios ca Daniel. Dumnezeu să lucreze în inima fiecăruia. Că Dumnezeu are nevoie de astfel de tineri creștini, de altfel are destul. Și să fii tu acel tânăr creștin, acea tânără creștină de care Dumnezeu să se bucure și care să aducă o astfel de mărturie în fața celor necredincioși. Amin. Amin.